găsit, doamnelor și domnilor, la știri, sunt Silvana Vorovenci. Tragedie pe DN11. Un tânăr de 23 de ani care mergea pe marginea drumului a murit după ce a fost lovit de o mașină de transport marfă. Tânărul mergea pe marginea drumului dinspre Lunca Câlnicului către județul Covasna. El a fost accidentat mortal de o auto utilitară condusă de un bărbat de 55 de ani. Polițiștii brașoveni au demarat cercetările în acest caz pentru stabilirea condițiilor exacte în care a avut loc evenimentul rutier. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Brașov au deschis dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Prezumția de nevinovăție ființează până când judecătorii vor emite o sentință definitivă. Acum aveți posibilitatea să învățați toate tehnicile privind acordarea primului ajutor. Caravana Smurt, fi pregătită, ajunge în weekend în Piața Sfatului. Centrul mobil este construit pe structura unui tir, are o sală de școlarizare cu o capacitate de 40 de persoane și este dotat cu toate echipamentele medicale de prim ajutor, dispozitive portabile, inclusiv simulatoare, ce permit instruirea eficientă a cursanților. Cursul care se va desfășura la finalul acestei săptămâni chiar aici, în Piața Sfatului, va cuprinde și o parte de practică interactivă. Mai exact, absolut toți participanții vor afla de la un paramedic smurd cum se acordă primul ajutor, însă vor fi și foarte multe demonstrații de stingere a incendiilor. Activitățile practice se vor desfășura sâmbătă și duminică în intervalul orar 10-20. Compania Organe de Asamblare Brașov a intrat în insolvență. În ultimii 2 ani, fabrica din Brașov a raportat pierderi de peste 2,5 milioane de lei. Acțiunile Companiei Organe de Asamblare Brașov au fost suspendate săptămâna trecută de la tranzacționare. Societatea are 111 angajați. Compania este specializată în executarea componentelor de asamblare, precum bolțuri, șuruburi și piulițe. Organe de Asamblare a intrat în insolvență după 4 ani consecutivi în care au fost înregistrate pierderi. Compania a fost înființată în 1920. Țara noastră este pe ultimul loc la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește cumpărăturile online, iar populația României a scăzut în medie cu 237 de persoane pe zi în prima parte a anului. Mai multe detalii în rubrica Biz. România este pe ultimul loc la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește cumpărăturile online. Datele au fost publicate de Oficiul European de Statistică Eurostat. Europenii care accesează cel mai des magazinele virtuale sunt britanicii. 81% din totalul populației cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani a făcut cumpărături online pe parcursul anului trecut. În top urmează în ordine Danemarca 79%, Luxemburg 78%, Germania 73%. Pe locul 5 se află Olanda, Finlanda și Suedia, toate cu același procent de 71%. Cei mai puțini cumpărători online sunt în Cipru, 23%, Bulgaria, 18% și România. În țara noastră, doar 11% din totalul populației cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani a comandat produse sau servicii online. Populația României a scăzut în medie în prima jumătate a anului cu 237 de persoane pe zi, mai exact cu 43.000 de locuitori, după cum arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În luna iunie, diferența dintre numărul de decese și numărul de naștere a fost de 5.500 de persoane. Asta înseamnă un spor natural negativ. Potrivit ultimelor statistici internaționale, România are cea mai mare rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană. În 2015 s-au născut 185.000 de copii în România, iar numărul de decese a fost de peste 260.000, arată datele centralizate de Biroul European de Statistică Eurostat. Experții se așteaptă la o adâncire a declinului demografic al României în deceniile următoare. Populația României va ajunge la 14,5 milioane de locuitori în anul 2050, potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite publicat în iulie 2015. Leul se apreciază ușor la cursul BNR în raport cu principalele valute, astfel că un euro valorează 4 lei și 45 de bani, un dolar american costă 3 lei și 98 de bani, iar un franc elvețian 4 lei și 8 bani. Prețul gramului de aur continuă să crească și ajunge la 173 de lei și 55 de bani. Primul festival cultural organizat vreodată în Poiana Brașov. De asta vor avea parte cei care ajung la finalul acestei săptămâni pe pârtia Bradul din stațiune.
Beanbag Festival este primul eveniment care aduce proiecții de filme și activități de relaxare în aer liber. Evenimentul va debuta sâmbătă la amiază. Vor fi și multe surprize. De exemplu, la baza pârtiei vor fi servite sandvișuri transilvanene și vor fi organizate ateliere de desen, o bibliotecă în aer liber, iar cei interesați pot participa și la un campionat de badminton. Primul festival de film din România care îmbină cultura și confortul în mijlocul naturii, în cea mai râvnită stațiune montană din țară, Poiana Brașov. Și vom avea diferite activități pe timpul zilei, pentru familii, ateliere de sme, cărți de colorat pentru copii, dar și pentru adulți, și hamace, o să avem multe fotolii gonflabile. Prin toate aceste activități mi-am dorit ca părinții și copiii și bunicii să interacționeze, să comunice și să încurajăm această interacțiune. Sâmbătă, autobuzele de pe linia 20 vor circula până la ora 3 dimineața. Intrarea la festival va fi gratuită. Bugetul total al festivalului este de 36.000 de lei. Începe bacul de toamnă pe 16 august. La această sesiune s-au înscris însă mai puțini candidați față de aceeași perioadă anului trecut. Reprezentanții Inspectoratului Școlar au anunțat centrele de examen din județ. La Brașov vor exista 4 centre de examen, iar printre acestea se numără Colegiul Nicolae Titulescu și Colegiul Tehnic de Transporturi. În cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat, care va începe în data de 16 august, sunt 981 de candidați înscriși. Din 22 august vor începe probele scrise, iar prima este cea la limba și literatura română. În 23 august este programată proba scrisă la limba maternă, iar în 24 august proba obligatorie a profilului. În 26 august, proba la alegere a profilului și specializării. Rezultatele vor fi afișate în 29 august până la ora 16, iar cei nemulțumiți vor putea depune contestații până la ora 20. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 1 septembrie. Războiul Regelui este titlul filmului care va rula sâmbătă la Muzeul Civilizației Urbane din Brașov pentru a marca ziua de 13 august, declarată de Guvernul României zi de doliu național în memoria reginei Ana. Lansat la aniversarea 150 de ani a casei regale a României, Războiul Regelui este un documentar complex ce tratează evenimentele istorice din cel de-al doilea război mondial, atât actul de la 23 august 1944 și momentul abdicării regelui Mihai, cât și aspecte din viața privată a familiei regale. Pelicula prezintă imagini inedite de arhivă, precum și cel mai amplu interviu acordat vreodată de majestatea sa, regele Mihai I. Proiecțiile de film vor avea loc la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, sâmbătă 13 august, la orele 11, 13 și 15. Costul unui bilet de intrare este de 3 lei și include vizitarea muzeului. Accesul este limitat la 20 de persoane pentru fiecare proiecție. Uniunea Salvați România a început campania electorală pentru alegerile parlamentare. Președintele formațiunii, Nicu Șordan, a anunțat obiectivele pentru scrutinul din luna decembrie. USR și-a propus să obțină un scor de 10% la alegerile parlamentare și să aibă un rol important în formarea noului guvern. Un nou sistem de achiziții publice, debirocratizarea justiției și un sistem medical transparent. Acestea sunt obiectivele Uniunii Salvați România. Oameni care intră prima oară în politică cu o carieră în spate, care fac un sacrificiu personal în intrarea în spațiu public. Cred că, pe scurt, că în măsura în care oamenii vor auzi de Uniunea Salvați România, ei vor face diferența de calitate umană. În luna septembrie sperăm să lansăm filiala USR Brașov pe întreg județul. Planurile sunt acelea de a câștiga cât mai multe mandate de parlamentari în județul Brașov și de a face cu adevărat o schimbare în societatea românească. În Brașov, USR va fuziona cu Uniunea pentru Codlea, care are deja 3 consilieri locali în municipiu. Bebelușii au fost invitați la dans alături de mămicile lor. În premieră la Brașov a fost organizat un curs special cu ajutorul căruia mămicile au făcut mișcare, reușind totodată să învețe tehnici zumba și să-și alinte micuții, unii dintre ei în vârstă de doar 2 luni. Mișcările nu vor fi atât de dificile încât să ne facă să dăm jos 10 kg. Nu e indicat să facem un efort prea mare.
micile din orașul nostru au fost invitate în premieră la o oră de mișcare, iar exercițiile au fost realizate cu ajutorul muzicii, fiind de altfel un dans în care sunt folosite tehnici de zumba. Este bine pentru mămici că pot socializa. După ce au născut, toate trec printr-o perioadă de izolare la domiciliu și le face bine orice ieșire de genul ăsta. Plus că ne mișcăm puțin, bebelușii se distrează și ei și e plăcut. Ne relaxăm foarte mult și mintea se limpezește după o oră de genul ăsta. Mă ajută să interacționez cu bebelușa mea. Ei place foarte mult să fie purtată și mi s-a părut o idee excepțională să venim să facem puțină mișcare împreună. Cu siguranță voi mai veni, chiar eram curioasă dacă există un astfel de curs în Brașov și când am aflat că Lorena vrea să organizeze unul, m-am bucurat foarte mult, pentru că e o ocazie să mai ieșim din rutina de zi cu zi, să ne mișcăm. Zicea Lorena că nu s-ar putea să nu slăbim, dar la cum curg apele de pe noi, cred că s-ar putea să și slăbim. Mai este prima oară și chiar sunt foarte încântată, pentru că înainte să nasc eu mergeam foarte des la cursurile de zumba și chiar mă bucur că s-a inventat așa un fel de curs pentru mămici proaspete cu copilași. La ce crezi că te ajută? Da. La ce crezi că te ajută? În primul rând la starea de bine, că exact după naștere, prima perioadă este destul de dificilă cu copilul, când te acomodezi, stai o perioadă destul în casă, numai cu el, iar faptul că socializezi, ești, te miști, îți încarcă bateriile, super! Un curs de dans cu o durată de o oră costă 15 lei. Atenție, brașoveni, mesaj important de la polițiști. Obiectele lăsate în mașini sunt ținte perfecte pentru hoți. Nu le dați ocazia să acționeze. Făptașii fură telefoane mobile, genți, borsete, laptopuri, camere foto și video, dar și GPS-uri uitate în mașini. Modurile de operare ale infractorilor sunt spargerea geamurilor, forțarea încuietorilor, smulgerea sau demontarea de componente auto, dar și utilizarea unor dispozitive electronice care acționează asupra sistemelor de închidere centralizată a autoturismelor. Cele mai multe furturi din mașini s-au înregistrat în municipiul Brașov. În aceste condiții, polițiștii au o serie de recomandări pentru brașoveni în încercarea de a se evita producerea unor evenimente nedorite. Nu lăsați la vedere în interiorul mașinii obiecte care atrag atenția hoților. Când părăsiți autoturismul, indiferent pentru cât timp, nu lăsați geamurile deschise sau întredeschise și acționați sistemul de închidere a ușilor. Montați sisteme de alarmă și antifurt la portiere, roți și portbagaj. Asigurați-vă că portierele s-au închis atunci când părăsiți mașina și acționați închiderea centralizată, chiar dacă pare că telecomanda a activat-o. Parcați autoturismele în locuri special amenajate, iluminate pe timpul nopții și eventual supravegheate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Brașov TV. Sunt Silvana Voroveni. La revedere!